a fost o întreagă poveste a respingerii celuilalt. Evreu, armean, ei erau cu comerțul, românul cu statul, birocrația. Da. Sau cu agricultura, cu plugăritul. Și de asta vă întrebam, e un spirit mai puțin riscant în perioada asta? Nu știu dacă este problema riscului. Este mai degrabă o problemă de lipsă... Sau sunt oameni cu experiență care intră în comerț și sunt evident evrei, armeni și așa mai departe, turci, da, greci. Da. Este vorba și de o foarte mare lipsă de cunoștințe, lipsă de abilități, lipsă de capital și cognitiv și cultural și social. Deci aici avem serioase probleme, să nu uităm că suntem cu o societate care, în care 90%, depinde acum de anul în care ne plasăm, dintre români erau analfabeți. Da. Deci avem o problemă foarte mare. Contează are legătură analfabetismul cu banul? Cum să nu aibă numeri legătură? Bine, într-adevăr este o discuție foarte spinoasă. Numeri, bani, faci tranzacții? Există posibilitatea să fac tranzacțiile și prin bătaia palmei, dar există posibilitatea să fac tranzacții mai complexe și prin contracte, folosind informații despre piețe mai de la mai mare distanță, informații care de multe ori circulă în scris. Și unde, dacă sunt analfabet, sunt analfabet. Sigur că există și studii acum mai noi care insistă mai mult decât pe progresele alfabetizării, pe progresele așa numitei numeracy, deci a capacității de a opera cu cifre. Dar și inclusiv a ceea ce este, să zicem, importantă chiar și într-o societate a oralității comerciale. Adică în momentul în care tranzacția o stabilim numai prin înțelegere verbală, tot contează să știu exact să înmulțesc suma obiectelor pe care le cumpăr, să ajung cu prețul și să ajung la o anumită valoare, să nu mă las tras pe sfoară.